Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Îndurările Domnului în veci le voi cânta. Cu gura mea voi proclama din generație în generație adevărul tău. Lăudat să fie Iisus Hristos. Părinte Iacob, coordonatorul acestui congres, țile voastre, părinți, concelebranți, oaspeți, dragi persoane consacrate, seminariști, dragi iubiți cinstitori ai milostivirii divine, ai inimii pline de iubire a lui Dumnezeu. Astăzi vrem aici, în această zi de vineri, în catedrala noastră, în luna iunie, dedicată iubirii inimii preasfinte a lui Iisus, să stăm alături de Sfânta Milostivirii Covarsca, Faustina. Și cu ea, după modelul Preacuratei Fecioare Maria, să ne apropiem de Iisus și să-i spunem la această celebrare, ascultând cuvintele sfinte din lecturile pe care le vom prezenta, din predica pe care un oaspete de-a nostru, părintele director al radioului Maria, o va proclama. Să-i spunem noi cu toții, Iisuse, cu inima blândă și smerită, fă inima noastră asemenea cu inima ta. Iisuse, Iisuse, mă încred în tine. Pentru a celebra cu vrednicie jertfa Sfintei Liturghii, lauda noastră și bucuria noastră, să-i cerem iertare lui Dumnezeu pentru toate păcatele, ca să ne bucurăm de iubirea sa milostivă și de indulgența jubiliară pe care astăzi o împărțim așa cum ne-a cerut Sfântul Părinte în acest an, spunând: mărturisesc că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisul. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Mare, ururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, frați, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
rugăm, Dumnezeule, a cărei îndurare nu are hotare și a cărei comoară de bunătate este nesfârșită, sporește cu milă credința poporului Tău sfânt, pentru ca tot să înțeleagă cum se cuvine, cu ce dragoste au fost creați, cu ce sânge au fost răscumpărați, în ce duh au fost renăscuți, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Eu voi paște oile mele și le voi duce la odihnă. Citire din cartea profetului Ezechiel. Așa spune Domnul Dumnezeu. Iată, eu însumi voi căuta turma mea și o voi observa. Așa cum se îngrijește un păstor de turma în ziua când este în mijlocul turmei sale împrăștiate, tot așa mă voi îngriji eu de turma mea și o voi salva din toate locurile unde a fost împrăștiată, în ziua înnorată și întunecată. Le voi face să iasă dintre popoare, le voi aduna dintre țări și le voi face să vină în pământul lor. Le voi păstori pe munții lui Israel, în pante și în toate ținuturile locuite ale țării. În pășunea cea mai bună le voi paște și pe munții cei mai înalți al lui Israel va fi staulul lor. Acolo se vor odihni în staulul cel mai bun și vor paște într-o pășune grasă pe munții lui Israel. Eu voi păstori turma mea și eu le voi face să se odihnească, oracolul Domnului Dumnezeu. Pe cea pierdută o voi căuta, pe cea rătăcită o voi aduce înapoi, pe cea rănită o voi bandaja, pe cea slăbită o voi întări, voi avea grijă de cea grasă și de cea puternică. Le voi păstori cu judecată. Cuvântul Domnului. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște pe pășuni verzi, mă conduce la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul. Călăuzește pe cărări drepte de dragul numelui Său, chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morții. Nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine, toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Pregătești masă pentru mine în fața supritorilor mei, îmi ungi capul cu unt de lemn și paharul meu este plin de sare varsă. O, este
Îndrăznirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani. Fraților, speranța nu înșală, pentru că iubirea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre, prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Într-adevăr, pe când eram încă neputincioși, Hristos a murit la timpul hotărât pentru cei nelegiuiți. De fapt, cu greu moare cineva pentru un om drept. Poate că pentru un om bun ar îndrăzni cineva să moară. Dar Dumnezeu și-a arătat iubirea față de noi prin faptul că pe când eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Așadar, cu atât mai mult acum, când suntem justificați prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânie, deoarece, dacă dușmani fiind am fost reconciliați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult reconciliați fiind, vom fi mântuiți prin viața Lui. Dar nu numai atât, ci ne lăudăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care acum am primit reconcilierea, cuvântul Domnului. Păstorul cel bun, spune Domnul, eu cunosc oile mele, iar ele mă cunosc pe mine. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, Iisus le-a spus fariseilor și cărturarilor această parabolă. Care om dintre voi, având 100 de oi și pierzând una dintre ele, nu le lasă pe cele 99 în pustiu și umblă după cea pierdută până o găsește? Iar când o găsește, o pune pe umerii săi bucurându-se și venind acasă, îi cheamă pe prieteni și pe vecini spunându-le: bucurați-vă împreună cu mine, pentru că mi-am găsit oaia pierdută. Vă spun că tot așa va fi mai mare bucurie în cer pentru un păcătos care se convertește decât pentru 99 de drepți care nu au nevoie de convertire. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus Hristos.
preasfințite episcop, cucernici părinți, dragi persoane consacrate, iubiți credincioși, mă bucur să mă aflu azi în mijlocul vostru, o zi deosebită pentru că este o zi în care am participat la Congresul Milostivirii, o zi deosebită pentru că ne aducem aminte de inima preasfântă a lui Iisus, o zi deosebită pentru că împreună celebrăm, nu doar comemorăm, jertfa lui Iisus pe cruce și totodată ne încurajăm, luăm speranță din învierea Sa. În lecturile pe care le-am auzit astăzi, atât profetul Ezechiel, cât și Sfântul Apostol Paul, vorbește despre, și Evanghelia vorbește despre Dumnezeu care merge în căutarea oilor sale. Nu știu câți dintre dumneavoastră v-ați întrebat, oare de ce ne aseamănă Iisus pe noi cu oile? Oile sunt niște animale care merg prin ascultare, după auz, pentru că au vederea slabă. În timp ce caprele hoinăresc în alte părți decât unde este păstorul, oile întotdeauna merg după glasul păstorului, pentru că acolo se simt în siguranță. Și prima lectură ne spune cum Iisus, cum Domnul își ia acest angajament de a merge în căutarea oilor care au fost dispersate de întuneric. Merge în căutarea sufletelor noastre și chiar se oferă ca jertfă vie, cum ne spune Sfântul Apostol Paul în a doua lectură. În psalm am auzit cum cu toții am cântat, Domnul este păstorul meu. Și ca păstor, dacă luăm ca și păstor, prin urmare nu trebuie să ducem grijă de nimic. Așa am cântat. Oare într-adevăr este așa? Ultima lectură, Evanghelia, în ultima lectură am văzut cum Iisus spune, oile mele cunosc glasul meu. Noi, cărui glas plecăm urechea, de ce pornește Iisus în căutarea oilor sale? Mi-am pus vreodată această întrebare. Ce îl determină să pornească în căutarea oilor sale? Dacă nu, un imbold al inimii sale preasfinte. Iubirea, faptul că este milă de noi, că suntem adeseori rătăciți. Această îndurare divină, această milostivire divină, care îl determină să pornească în căutarea fiecăruia dintre noi. Pe fiecare în parte, El ne caută. Și cum ne caută? Ne strigă pe nume. Cine îi răspunde? Cel care îi cunoaște glasul. Nu putem să îi recunoaștem și să-i ascultăm glasul dacă nu plecăm urechea la vocea Sa. Vocea Sa care este transmisă în cadrul comunităților noastre prin lectura Sfintelor Scripturi și vocea Sa care în secolul nostru este transmisă prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă. Vocea Sa care ne găsește în cel mai întunecat colț al vieții noastre, acolo unde ne aflăm, atâta timp cât ne sincronizăm pe frecvența vocii sale, cât timp nu ascultăm alte voci care derutează oile sale, care împărtășesc alte învățături decât cele pe care Iisus le propune, pentru că Dumnezeu nu impune nimănui nimic. Se spune că la om cea mai mare distanță nu este în trupul său între cap și picioare, ci între minte și inimă.
Dacă mintea noastră este preocupată de alte lucruri, cum putem spune noi, Domnul este păstorul meu? Timp ce ne lăsăm păstoriți de alte glasuri, călăuziți de alte glasuri. Avem posibilitatea, fiecare dintre noi, în conștiința sa, știe în ce măsură pleacă urechea la cuvântul, la chemarea Domnului. În ce clipă a vieții, a anului, a săptămânii, a zilei, când pleacă urechea la vocea Domnului. Cât timp ne facem noi pentru a asculta vocea păstorului nostru? Care ne transformă? Pentru că spune Iisus, în cer este mai mare bucurie pentru un om care se convertește decât pentru 99 de drepți. Ce reprezintă această convertire? A trece de la necredință la credință sau acea transformare interioară zi de zi, clipă de clipă? Cuvântul lui Dumnezeu este cel care ne transformă, nu noi unii pe alții. Noi putem să ne rugăm unii pentru alții, dar doar când cuvântul lui Dumnezeu ne atinge inima, atunci trăim acelea sentimente ca și El, de iubire, de dăruire, de compasiune, nu de compătimire, ci de compasiune. Să ne ferim de cei care ne compătimesc, pentru că aceia ne arată întotdeauna, ne arată că noi suntem într-o stare mai jalnică decât ei, ne arată că suntem oameni de plâns și ne îndeamnă să ne plângem de milă în continuare. Compasiunea ne învață să empatizăm cu celălalt, să plângem cu cei ce plâng, să ne bucurăm cu cei ce se bucură. Trăim noi aceste sentimente? Sunt toate semne de întrebare pe care ni le putem pune. Sau nu? Oile mele ascultă glasul meu, spune Iisus. Noi din care turmă facem parte? Preacurată Fecioară Maria, profetul zilelor noastre, ne oferă, vedem prin mijloacele moderne de comunicare, și mă refer aici la radio, ne oferă această împărtășire a cuvântului lui Dumnezeu. În orice moment al zilei, în orice clipă, putem să plecăm urechea la cuvântul lui Dumnezeu. Posibilitățile sunt tot mai nelimitate. Putem asculta vocea păstorului nostru prin tot mai multe mijloace tehnice. De noi depinde dacă o ascultăm sau nu. Fecioara Maria știe, ea care a păstrat în inima sa cuvântul lui Dumnezeu, știe ce efect are acest cuvânt asupra noastră, de transformare, de convertire, lucru care produce bucurie în împărăția cerurilor. Se spune că era odată o păpușă de sare care vrea să cunoască lumea. Știm că Dumnezeu a scos poporul său din Egipt, l-a plimbat vreo 40 de ani și încă-l plimbă în continuare și pe noi pe toți ne scoate din starea noastră de letargie atunci când ne așezăm comod în confortul vieții cotidiene prin încercări. Și această păpușă de sare iese din confortul ei și vrea să descopere lumea. Și vrea să descopere ce înseamnă lumea. Merge, ajunge la o pădure și întreabă: cine ești tu? Eu sunt pădurea. Nu înțelege nimic. Ajunge la un lan de grâu. Cine ești tu? Eu sunt lanul de grâu. Nu înțelege nimic. Ajunge la mare. Și întreabă: cine ești tu? Eu sunt marea, dar dacă vrei să mă cunoști, intră în mine. Intră până la brâu și marea o invită să intre și mai mult. Și intră tot mai mult până se scufundă și începe să se dizolve în mare. Și când se dizolvă ultimul cristal de sare,
atunci spune, acum înțeleg cine ești tu. Tot așa și cu Dumnezeu. Vom înțelege cine este Dumnezeu și într-adevăr El va fi păstorul nostru și într-adevăr atunci nu ne vom preocupa de nimic, nu vom avea griji, grija zilei de mâine sau alte griji, când ne vom contopi în Dumnezeu. Să ne lăsăm conduși de cuvântul lui Dumnezeu. Să ne lăsăm conduși de această inimă prea sfântă a lui Iisus, care ne îndeamnă la iubire, la împărtășire. Amin. Frăților prea iubiți, în această zi în care am ascultat atâtea gânduri, în care am ascultat lecturile sfinte acum la această sfântă liturghie, ascultând și predica părintelui Doru Popovici, directorul radioului Maria din România, acum noi împreună vrem să ne unim glasul nostru, să ne îndreptăm spre Dumnezeu, prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria și a Sfintei Faustina. Pentru ca să ne facem vrednici de a asculta mereu glasul celui care ne iubește, glasul lui Iisus. De aceea împreună, fraților preiubiți, ne îndreptăm acum în rugăciune, implorând pentru noi, pentru tot poporul nostru, pentru toți cei dragi ai noștri, multă iubire și milostivire, spunând, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule milostiv! Inima lui Iisus, izvor de îndurare veșnică, te rugăm păstrează pe păstorii noștri, pe Papa Francisc, pe Episcopul Petru și pe Episcopul Auxiliar Aurel, ca și pe toți preoții în harul Tău. Dă-le o inimă blândă și milostivă, asemenea cu inima Ta, pentru ca ei să conducă întregul popor la mântuire. Să ne rugăm! Te rugăm, ascultă! Inima lui Iisus, din care curg răuri de îndurare, prevarsă asupra tuturor popoarelor milostivirea Ta, fă ca în mijlocul nostru să domnească pacea, ca toți să trăim în armonie și iubire unul față de altul, să ne rugăm. Te rugăm, ascultă-ne! Inima lui Iisus, care ești blândă și smerită, privește cu îndurare spre noi, sărmanii păcătoși, și ajută-ne să alergăm încrezător la milostivirea Ta, deschizându-ne astfel darului sfințeniei, să ne rugăm. Te rugăm, ascultă-ne! Inima lui Iisus, casă a inimilor noastre, fă ca după exemplul Tău să fim și noi milostivi cu cei care ne greșesc sau ne fac rău, pentru ca astfel lumea să Te recunoască în inimile noastre. Să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Inima lui Iisus, îndură-Te și de cei răposați, de cei pe care nu-i mai pomenește nimeni, și fă-i să se împărtășească din darul iubirii și al milostivirii Tale în patria fără de sfârșit. Să ne rugăm! Te rugăm, ascultă! Dumnezeule Tată prea bun, Tu ai fost nespus de milostiv cu poporul Tău, oferindu-i pe Fiul Tău iubirea infinită făcută om. I-a iertat omului mereu, fără de legile. Privește cu aceeași bunăvoință spre noi toți, aceia pe care ne-ai primit să fim fii Tăi, și ascultă-ne rugăciunea
prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, să privești cu bunăvoință la darul slujirii noastre, el să fie pentru tine jertfă bineplăcută,
iar nouă să ne sporească iubirea prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu. Tu nu încetezi să trezești în noi dorința după o viață mai deplină și, fiind bogat în îndurare, continui să ne oferi iertarea și inviți pe cei păcătoși să se încreadă numai în îndurarea ta. Deși am încălcat de atâtea ori legământul tău, totuși nu ne-ai părăsit niciodată și prin Iisus Hristos, Fiul tău răscumpărătorul nostru, ți-ai unit familia umană printr-o nouă legătură de iubire atât de puternică încât nimeni nu poate să o desfacă. Acum îi oferi poporului tău în timp al harului și al împăcării și îi dai speranța de a găsi prin Hristos drumul întoarcerii către tine. Pentru ca, încrezându-se mai mult în Duhul Sfânt, să slujească tuturor oamenilor. De aceea, pătrunși de uimire, preamărim puterea iubirii tale și, bucurându-ne de mântuirea redobândită, uniți cu cetele nenumărate ale îngerilor, cântăm imnul măririi tale, zicând fără încetare. Ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numele Tău jertfă curat. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând pătirul și mulțumindu-ți,
l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Petru, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde ne dăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați-te porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește de pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos.
Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele biserici noastre, ci la credința bisericii tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururia cu voi. Și cu dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun și milostiv este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic, Iisus va cuvânt. Dar spune numai un cuvânt și se va.
iubește la sluga sa cea-m umilită. Toate popoarele cântă astăzi, cântă-mă fericită. Dăruiește-ne, Dumnezeule milostiv, harul ca noi, cei hrăniți cu trupul și sângele Fiului Tău, să bem cu încredere din izvoarele mântuirii și să ne arătăm din ce în ce mai plin de îndurare față de frații noștri, prin Hristos Domnul nostru. Voastre, dragi persoane consacrate, dragi și iubiți cinstitori ai milostivirii divine, acum la sfârșit doresc să vă împărtășesc ce vrea Sfântul Părinte de la noi cu anul milostivirii, cu acest jubileu. Și noi putem fi mâini, brațe, inimi care îl ajută pe Dumnezeu să facă minunile sale. Fiți milostivi precum Tatăl. Și noi trebuie să fim milostivi. Și noi trebuie să împărtășim iubirea pe care am experimentat-o și o experimentam. Iată demnitatea noastră, chemarea noastră, invitația pe care ne-o face Sfântul Părinte, pentru că este invitația lui Iisus, invitația pe care ne-o face Biserica, invitația pe care am primit-o acum și în această zi a Congresului dedicat milostivirii divine, de a fi și noi mâini, brațe, inimi, care ajută pe Dumnezeu să împartă minunile sale. Acest lucru vă dorim. Acest lucru vrem să-l ducem cu noi acolo unde ne întoarce. Felicit în inimă pe Părintele Iacob și pe toți cei care l-au susținut și pe toți cei care au venit astăzi la acest congres și pe toți cei care au în suflet acum o mare dorință să împartă și altora iubirea pe care o experimentează, iubirea milostivă a lui Dumnezeu. Imediat după Sfânta Liturghie, urmează o altă liturghie. Se cheamă liturghia după liturghie. Ceea ce trebuie să facem toți, mergând acasă, să trăim ceea ce trăim la liturghie. Muzica care va fi prezentată în această seară este o continuare acestei dăruiri, a frumuseții, a bucuriei, pe care, iată, ne-o prezintă tinerii ce vor fi în fața noastră, studenții noștri. Ne bucurăm să-i ascultăm și să primim această lecție de frumos, iubire și slujire.
liturghia după liturghie. Acum rugăm pe Dumnezeu ca să-și reverse binecuvântarea sa peste noi toți, cei care am fost astăzi aici, la acest congres, peste toți cei care sunt uniți cu noi acum în această catedrală, mai ales cu cei care sunt uniți cu noi prin vocea radioului Maria, care ne cheamă să-L ascultăm pe Iisus și să facem ceea ce a făcut El. Primim această binecuvântare cu acea indulgență jubiliară plenară pentru toți cei care s-au pregătit și, sigur, spunem o rugăciune după intențiunea Sfântului Părinte, apoi veți primi binecuvântarea propriu cu relicuia Sfintei Faustina Kowalska, cea care este apostola iubirii milostive a lui Iisus. Adu-ți aminte, o prea blândă, că nu s-a auzit niciun să-l fost părăsit. Cel ce a alergat, cel ce a cerut ajutorul și însuflețit de o astfel de încredere, alerg la tine, o Maica Fecioară, Fecioară, la tine vin și stau gemând înaintea ta, că am păcătos. Maica Cuvântul, nu disprețui cuvintele mele, dar auză-mă cu milă. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Prin mijlocirea preacuratei Fecioare Maria și a Sfintei Faustina Kowalska să vă binecuvânteze pe voi atotputernicul și veșnicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.